Bună ziua, dragilor! Bine ne regăsim la un nou minut de conștientizare. Alături de mine, Alexandra Mihărtescu, Alexa Event, deja scrie și în spate, nu? Toată lumea știe despre ce este vorba. Continuăm drumul nostru în ceea ce privește rolul social al celor născuți în luna mai. Da? Adică vibrația socială 5, ei, uite, ei sunt cei care încalcă regulile, dacă cei din luna aprilie țin să le respecte. În momentul în care întâlnim două persoane, una născută în aprilie, cealaltă născută în mai, cu siguranță acolo pot să iasă tot felul de discuții, pentru că unul este cum să încălcăm regulile, adică cel născut în luna mai, iar cel născut în luna aprilie pur și simplu vine și zice, hai să respectăm regulile. Da, uite, dacă vă amintiți, poate și în școală, patru venea și zice, stăm aici, nu chiulim, iar cinci era primul care uh, ce? care venea cu încălcarea regulii de a da, nu lipsi, adică de a face absențe practic, nu este obligatoriu, bineînțeles, dar tendința de a încălca regulile de non-conformism, da? cel care nu se bagă într-un tipar anume, din contră, caută să iasă din tipar. Acum, cinciul se poate manifesta în latura aia așa mai angelic, mai tot timpul binevoitor, tot timpul bine dispus, cei născuți în luna 5 au oarecare carism, așa, um, distractiv de fel, da? Sau dacă nu sunteți așa și sunteți născuți în luna mai, atunci înseamnă că v-ați dus în latura negativă a lui 5, uh, dar ideea este că. Uh, sunt și ei veseli, se înțeleg foarte, se pot înțelege foarte bine din perspectiva asta socială cu cei născuți în luna martie sau decembrie, pentru că și acolo există veselie, doar că cinci o duce veselia și la alt nivel, cu totul aparte. El se duce pe culmi și uh, pătrățele în care, da, iese din pătrățele din care alții nu au curajul să iasă. Sunt cei care tot timpul caută să ne aducă noutate, efectiv, și progresul uh, și avem nevoie de ei, da, sunt cei primii care, știi, încalcă linia continuă, primii care uh, caută, da, cumva să, uh, nu știu, merge pe linia de tramvai sau să facă lucrurile diferit, nu conformit da, diferit față de turmă, oița neagră din turmă, am putea să spunem, uneori cinciului, el își dorește foarte multă libertate și este cel care aduce libertatea, practic, din perspectivă socială, bineînțeles, cumva uh, când vrem, nu știu, uite, vrem un contabil, vrem un contabil să fie uh, progresist, să zicem așa, sau cel care cumva, nu că nu respectă regulile, că bineînțeles că un cinci poate să respecte regulile, dar el va căuta tot timpul și, uh, cum să zic așa, ușite, legale, uite dacă vorbim de contabilitate, da, legale prin care să păstreze totuși ce? Legile, dar în același timp să facă lucrurile diferit față de mare majoritate a contabililor, spre exemplu. Am dat exemplu acesta acum că mi-a venit, dar el se păstrează și în alte meserii și în alte domenii, bineînțeles. Da? În latura negativă, cinciul poate să o ia pe ulei, să zicem așa, poate exagera cu un conformism acesta, se plictisește foarte repede, tinde să schimbă foarte repede, inclusiv da? foarte schimbător. Adică când avem pe cei născuți în luna mai, pur și simplu acum are chef, după care poate nu mai are chef de nu știu ce, acum vrea să plece, acum vrea să stea, acum se apucă să facă o prăjitură, după care nu mai vrea prăjitură, adică pot să ducă în latura negativă să fie foarte schimbători, pur și simplu de la ei ne putem aștepta aproape la orice, atât pozitiv cât și negativ, da? pentru că sunt cei care vin cu surprizele și da, cei din luna mai nu știu dacă neapărat le-ar place surprizele lor, pentru că depinde de vibrația interioară asta cu surprizele, dar social vor arăta că surprizele da, sunt o plăcere pentru ei și vor căuta să facă foarte multe surprize de tot felul celorlalți. da, dar ca, atenție la latura, da, când întoarcem pentagrama, știți și voi, da, din latura aia de urcu, urcuș de evoluție în care te poate duce cinciul, rolul ăsta lui cinci, la fel de bine, cinci poate să ducă în natura de involuție și atunci lucrurile se pot schimba foarte mult într-un sens negativ și atunci să nimerească în tot felul de belele sau să stârnească tot felul de belele cei născuți în luna mai. Să ne fie cu folos și aștept întrebările voastre. Eu aici abordez foarte pe scurt, bineînțeles. În consultații vorbim pe larg cu matrița completă, într-un curs de numerologie aprofundăm cu mult mai mult, dar eu vreau doar să vă vin în sprijin, să înțelegeți un picuț, să vă înțelegeți pe voi și să înțelegeți ce se întâmplă în jurul vostru și cum anume sunt oamenii pentru a îmbunătăți relațiile și viața în general, nu? Să-mi spuneți dacă vă este cu folos. Eu știu, sigur, mie mi este, dar aștept și feedback-ul vostru. Până data viitoare, spor la conștientizări!